Anul acesta, atelierul de pictură pe sticlă a fost luat cu asalt de cursanții mici, dar și mai mari. Aici, sticla transparentă prinde viață și culoare. 150 de prichindei de toate vârstele lucrează ca niște adevărați pictori. Deja au căpătat experiență în arta mânuirii pensulei și cel mai important este faptul că simt culoarea, acel element care trezește sentimente. Primea, spui și mie ce pictez acolo. Niște ghioci. Asta, dacă ai o culoare preferată? Da. Care e culoarea ta? Mov. De câți ani pictezi tu? Că văd că pictezi exact ca un pictor experimentat. E la fel ca fetița de lângă mine. De 2 ani? Da. Și cum ți-a venit ideea să vii la cercul de pictură? Pentru că sunt fascinată de pictură. Îmi spui și mie ce pictezi aici? E, niște lalele. De ce lalele? Pentru ziua mamei. Vrei să-i le oferi mamei, așa? Da. Și care sunt florile preferate ale mamei? E, lalelele. Dar aici ce pictezi? Ghiocei. Pentru cine? Pentru mama. Mamei îi plac ghioceii? Da. Atelierul de pictură pe sticlă de la Palatul Copiilor Adrian Băran este unic în județ, iar an de an este luat cu asalt de copiii talentați. Ce învățăm la cercul pictură pe sticlă, mai exact? Să pictăm pe față și să privim imaginea pe verso, să dezvoltăm creativitatea și, de ce nu, să descoperim talente. Atelierul și-a deschis porțile inclusiv pentru părinți. Deja două mămici lucrează cot la cot cu fiicele lor. Natalia participă la foarte multe activități împreună cu mama sa, Valentina. Ceea ce pare la prima vedere o joacă a devenit pentru aceasta o provocare. Mai exact, provocarea de a fi un exemplu pentru fiica sa. Cum de v-ați gândit să veniți cu cea mică la atelierul de pictură? Am văzut care inclinații pentru desen, pentru culoare, pentru pictură. Și mi se pare o activitate destul de frumoasă și de relaxantă. De ce nu? Dar am înțeles că vreți să pictați și pictați și dumneavoastră. Ajutând-o pe ea, da. Pictați împreună? Da. Și ați dezvoltat talentul acesta tot împreună? Ia, înaintea mea. Eu de nevoie. Cele două, mamă și fiică, reușesc să învețe împreună, dar și să se descopere una pe cealaltă. Lecția de artă este cu duble beneficii. Ce ați învățat participând la acest atelier? Cum să amestec culorile, cum să fac acel contur. Am și fost de câteva ori să o ajut pe doamna ei și mi se pare o treabă destul de frumoasă pe de-o parte, dar destul de complicată. Mami se descurcă cu pensula? Da. Mai bine decât tine? Da. Te ajută? Îți place că vine și stă aici și pictează împreună cu tine? Da. Zilele acestea, mici artiști lucrează de zor pentru a doua lor expoziție, ce va fi un dar pentru toate mamele. Anul trecut la Centrul Cultural Eugen Unescu am avut o expoziție cu 300 de lucrări, cu siguranță și anul acesta, de 8 martie, Cercul Pictură pe Sticlă, în colaborare cu Muzică Ușoară, vă va pregăti o surpriză de proporții, așa că vă spunem de acum, veți fi ocupați de 8 martie. Palatul Copiilor este locul unde mii de copii își descoperă talentul și fac primii pași pentru realizarea visului lor.